Iată că am revenit în direct, doamnelor și domnilor, la altfel de discuții cu doamna dr. Florinela Bălan. Discutăm despre un subiect foarte interesant, zic eu, ce este ego-ul și despre tipurile de personalități. Aflăm cam unde ne încadrăm, cam cum ne pot ajuta știind tipurile de personalități și cât de mult ne influențează ele. Că până la urmă ne influențează indiferent că vrem, indiferent că nu vrem. Ne influențează relațiile, de exemplu. Pentru că în momentul în care avem un ego, să zicem, exacerbat, atunci cel care este afectat foarte mult e persoana de lângă noi. Pentru că nu mai suntem dispuși să ascultăm și ce spune el și e totul despre noi. Și în momentul ăla avem probleme, fără să vrem. Într-adevăr, așa este. Iată că am vorbit până acum despre tipul reformatorului și despre altruistul. Da. Vă reamintesc, domnilor și domnilor, că avem și un număr de telefon 0348 44 55 44. Puteți interveni în direct, ne puteți adresa întrebări și, bineînțeles, vă puteți exprima părerea despre subiectele pe care le dezbatem în această seară. Despre subiectul, în principiu, despre ego. Haideți să trecem. Am început un pic caracterizarea fiecărui tip de personalitate. Am ajuns la cel de-al treilea din nouă. Tipul celui care reușește, tipul de persoană. Da, cel care reușește, spuneam că sunt persoane care în general reușesc, da, adică și reușesc din toate punctele de vedere, și la nivel de succes, bani, de asemenea și în profesie, sunt persoane care scot bani din piatră seacă, așa, și da, care și calcă peste cadavre ca să facă lucrul ăsta la un moment dat. Și de fapt asta este și provocarea. Deci ego-ul devine cumva exacerbat aici și începe să facă rău în momentul în care aceste persoane fac compromisuri, adică chiar calcă peste cadavre. Atâta timp cât un om de afaceri, pentru că aici sunt marea majoritatea oamenilor de afaceri și de succes, nu fac compromisuri pe toate nivelele, adică din toate punctele de vedere, atunci vor rămâne în frunte și vor fi persoane de succes. Ce pot să spun aici, că este, sunt foarte muncitori. Sunt genul de persoane care muncesc dimineața până seara și de fapt reușitele lor sunt justificate de atât de multă muncă. De ce ei muncesc cel mai mult? Poate și perfecționiștii, că am vorbit mai înainte de ei. Făcând o mică paranteză, să înțelegem că românii sunt cei care reușesc, pentru că oricum ei muncesc de dimineață până seara. Din și punctul... totuși, da. Până la urmă, lucrurile nu stau chiar așa. Asta e o întrebare interesantă. M-am gândit la un moment dat ce ne caracterizează pe noi ca și români, să zicem cumva. Adică, cum suntem noi la nivel de aceste personalități, dacă ar fi să stabilim o personalitate pentru toți românii, a zice că suntem toți la entuziaști, să știți. Pentru că noi suntem persoane foarte vesele, puțin superficiale și ne place foarte mult să părem că suntem bine, dar nu suntem. Iar dacă am vorbit de la poporul german, am spune că ei sunt perfecționiști, adică chiar ei ar merge foarte mult, sunt persoane care nu încalcă regulile, sunt persoane care sunt foarte ordonate, foarte muncitoare și care niciodată nu încearcă să ajungă foarte sus. Adică noi aici, spanioli, am fi cam la entuziaști, așa știți? În schimb, lideri, știți? Pentru că entuziaștii sunt lideri. Da, din păcate nu reușim cu toții, asta este. Al patrulea tip de personalitate este cel al individualistului. Da, foarte interesant. Aici se încadrează egoiștii, de fapt, persoane care sunt egocentriste foarte mult, adică este genul de persoană care, de exemplu, dacă vine la cabinet și stă printre pacienți, într-o jumătate de oră află toți ce probleme are, deci el spune și vorbește numai despre el. Este foarte deschis. Da, este foarte deschis, dar vorbește numai despre el. Adică spune ce probleme a avut el de la 20 de ani până în momentul de față, deci cu lux de amănunte, deci nu... Este foarte greu să trăiești cu un individualist pentru că nu e vorba decât despre el. Dacă, de exemplu, plănuiești o excursie cu un individualist alături, niciodată nu știi dacă mergi sau nu în excursia, pentru că s-ar putea la un moment dat să apară o problemă și din cauza lui să nu merge. Adică e chiar totul se învârtește în jurul lui. Cam așa arată. Iată, se pare că și colegul de aici din platou face semne către mine. Interesant. Se regăsește. Da, aici sunt foarte multe, aici sunt femeile, să zicem, puțin de banca ta, care le place foarte mult, cele cu poșete de lux, care au foarte multe haine, colecții, vreo, să zicem, 20-30 de rânduri de pantofi, dar sunt și persoane care sunt vedete, sunt artiști, sunt actorii, marea majoritate vorbesc acum, da, pentru că mai sunt și... Dar aici cam așa se caracterizează. De asemenea, sunt persoane care țin foarte mult de moșteniri, deci au foarte importanță trecutul lor, din ce provin, cum... ce ramură, sunt cei care fac arbore genealogic, deci sunt cumva centrați care este originea lor și cât de important sunt.
Da, într-un fel sau altul, probabil că sunt genul de persoane care își respectă trecutul. Că, da, în principiu, din câte am observat, majoritatea oamenilor nu prea mai fac lucrul acesta. Da, dar nu vorbesc în partea armonioasă. Când sunt în dizarmonie, fac lucrul ăsta datorită faptului că sunt importanți. Deci ăsta este problema, că nu ar face numai că respectă. E ok, dar văd în asta o origine deosebită pe care au, înțelegeți, adică ține tot de cât de important sunt, de unde se trag ei. Iată că am ajuns și la tipul cercetătorului. Cercetătorul este genul de persoană care, dacă merge la o petrecere, se urcă pe masă. Nu, el stă în scaun și nu se bagă. El stă în fotoliu, se uită la ceilalți, nu se distrează văzându-i și nu se implică. Sunt cei care nu se implică aici. Dar, în schimb, sunt persoane foarte studioase, sunt persoane care știu foarte multe, dar nu spun nimănui nimic. Sunt la fel de pregătiți ca perfecționiștii, de exemplu, care sunt foarte buni și ei în domeniul profesional, însă dacă, de exemplu, un perfecționist lucrează cu echipe de lideri și dau totul celor din jur și conduc, de exemplu, firme, acestea MLM-uri sau diverse, deci un perfecționist îți conduce o firmă de mare anvergură, pentru că formează echipe, știe să delege, cercetătorul știe tot, dar nu spune la nimeni. Este genul de persoană care, știe foarte mult, dar nu trebuie să fur de la el, altfel nu-ți dăruiește, da? Și de ce ține pentru el? Este ceva în spatele acestui lucru. Nu se simte niciodată pregătit. Are, de fapt, o lipsă de încredere în el, da, ca idee. Cineva i-a spus că e experiența aceea, că mai bine să stea jos decât să iese în față, că nu e bine să fie primul. Pe el nu vezi niciodată șef. Deci nu va merge niciodată să fie șef, stă întotdeauna în rândul 2 sau 3. Dar e foarte bine pregătit, la fel ca șeful din față, numai că nu iese în față. Nu-i place să iese în față. Da, deși poate ar avea mai mult succes. E mai bine pregătit. Oricum, e opusul VIP-ului. Deci dacă VIP-urile, deci individualiștii, ies în față, sunt în lumina reflectoarelor, cercetătorii stau în umbră. Foarte, foarte interesant. Și văd că avem un tip... mai rar întâlnit în ultima vreme, tipul loialului. Nu este așa de rar întâlnit, pentru că din ei fac parte așa, medicii, în general, sunt persoane care aleg de obicei acest lucru, pentru că sunt niște persoane devotate. Loialii sunt de asemenea și foarte, cum să vă zic, ei vor să ajute foarte mult, la fel ca și altruiștii. Sunt niște persoane care le pasă, sunt foarte corecte. Aici, de exemplu, de unde vine treaba asta cu... Polițiștii sunt aici. De asemenea, pompierii. Aici trebuie să vă contrazic puțin. Cred că majoritatea vă contrazice puțin la treaba cu poliții. Știți de unde vine? Să vă explic. În general, la loiali există, sunt copii care, de exemplu, provin din familii de așa fel, pentru că e un fel de rigiditate. Ce înseamnă loial? Înseamnă un pic de fixism, să zicem așa, ca între linie de cale ferată. Adică, să vă explic cum sunt creați, cum sunt formați acești copii ai loiali, este că li se spune că nu este corect să facă ceva. De exemplu, un loial n-ar trece niciodată decât pe trecerea de pietoni. Nu poate să treacă prin altă parte. Deci sunt foarte corecți. Și, în general, această corectitudine este bună, dar nu pot să creeze. Deci, de exemplu, la un loial, 1 plus 1 fac întotdeauna 2. Pe când, de exemplu, la un individualist fac 7. Știți? Adică acolo lucrurile sunt... Deci niciodată un loial nu poate să picteze, pentru că nu este genul. Adică el nu poate să fie foarte creativ. E o persoană care decât execută. Și, în general, vreau să spun că loialii, de exemplu, sunt genul de persoane care, dacă merg pe stradă și văd doi îndrăgostiți care se sărută, au o problemă cu asta, pentru că nu e bine să te săruți pe stradă. Adică au și un pic de fixism, de rigiditate, da? Dar, în general, fiind foarte devotați, fiind persoane care vor să ajute, un fel de salvator, să zicem, aici se regăsesc foarte mulți la origine cu persoane care, într-adevăr, sunt, v-am spus, polițiștii sau... Eu, de exemplu, am avut un caz de curând cu o persoană, o studentă la medicină, care a dat la medicină, deși n-a știut de ce a dat la medicină, pentru că era în această categorie, era o persoană foarte corectă și cu anumite limite și făcuse lucrul ăsta pentru că a avut o problemă mama ei. Era mama ei, de exemplu, a fost la un moment dat într-un conflict cu tata și a fost acuzată pe nedrept că îl înșela pe respectivul și nu era adevărat. Era o nedreptate foarte mare pentru că era acuzată pe nedrept și atunci copilul i s-a transmis cumva această revoltă a mamei împotriva nedreptății, lucru care a marcat-o foarte tare, încât alesese la un moment dat, vrea să se facă polițistă, dar n-au primit-o, să vă spun, la poliție. Și atunci a dat la medicină, dar a dat tot în zonă. Știți? Da. Deși alegerile noastre de mai târziu sunt impactate de personalitate. Uh,
într-un fel sau altul și făcând o mică glumă, să zicem așa, din categoria personalităților pe care, din categoria personalității loială, să zic, da, să zicem așa, fac parte, să spunem, polițiștii, medicii. Da, bă, exemple, da. Genul de oameni care, exact cum spuneați și puțin mai devreme, nu sunt chiar romantici, să zicem așa. Adică nu sunt deloc romantici. Nu pot gândi în afara anumitor limite și standarde. Da, nu sunt foarte creativi. Da. Sunt persoane care respectă regulile, dar să știți că în asemenea meserii chiar e nevoie. Ce-ar fi dacă un polițist n-ar respecta regulile și ce-ar fi dacă un pompier n-ar respecta regulile, n-ar putea salva? La fel și un medic este gândit să formeze să facă un diagnostic pe baze logice, da? Ca să poată să ajute și în principiu ar trebui, din punctul meu de vedere, să nu fie la loial, să fie în altă parte, pentru că nu poate fi medic de medicină holistică dacă nu vede mai creativ un pic, știți? Trebuie să vadă un pic mai creativ, să se bazeze puțin și pe intuiție decât pe logică. Și tot discutam înainte, până să intrăm, că de fapt medicina holistică presupune nu să te bazezi numai pe partea logică, ci să lași un pic și instinctul tău, să zicem, ca medic să funcționeze și flerul tău să-ți dai seama din punct de vedere emoțional cam cum e cu persoana și emoțional. Și la asta nu te ajută logica deloc. Adică chiar te sabotează. Da, într-adevăr. Iată că vorbeam despre 9 tipuri de personalități, am vorbit până acum despre 6 dintre ele, mai avem încă 3 și am ajuns la personalitatea entuziastului. Să știți că aceste 3 tipuri de personalități, entuziastul, care v-am spus este un lider, da, un orator, dar nu este ca în armată, nu este cel din spate care conduce, știți, cel din spate, dominatorul, următorul tip, este cel care stă în spate și le spune din spate ce să facă. El supraveghează lupta. Entuziastul este cel care luptă alături de ceilalți, îi duce acolo la bătălie și din punct de vedere, să zicem, cumva al ca și personalitate, este cel care are cei mai mulți prieteni de peste tot. Deci este o persoană extraordinar de socială, extraordinar de comunicativă. Este mai greu cu familia, pentru că bazându-se foarte mult pe partea socială, este genul de persoană care, dacă copilul are temperatură și mama lui stă cu copilul, dar sună un prieten, el își lasă familia și pleacă să-l ajute pe acel prieten noaptea. Deci cam genul ăsta de lasă un pic cumva familia față de ceilalți, știți? Contează foarte mult. Deci eu am văzut căsnicii dizolvate din acest lucru. Persoane care, deci, de exemplu, soția era o persoană care avea nevoie de foarte multă afecțiune, atenție și o astfel de persoană entuziastă la un moment dat, bineînțeles, în dezechilibru, nu acorda așa de atenție foarte mare familiei și copilor și era mai mult centrat pe prieteni. Mai mergea la chefuri, mai era o persoană care pleca de acasă, îi plăcea foarte mult să călătorească, pentru că le place foarte mult să călătorească, le place foarte mult să facă petreceri, se suie pe masă la petreceri. Exact asta. Că așa v-am prins. Exact, da. Asta era următoarea mea. Și poți să aibă business-uri cu restaurante. Deci este genul de persoane care poți să stea până dimineață cu cei de la restaurant, cei de la loial n-ar putea, pentru că ei se culcă la ora 22. E interesant. Dar e un lider. E un lider foarte puternic și dacă ar evolua mai mult, ar putea, adică spre perfecționist un pic, pentru că este un pic superficial, adică își face foarte multe planuri, începe foarte multe lucruri și nu le termină. Cam asta le caracterizează. Și o să vedem, poate vorbim în altă emisiune, că fiecare din aceste personalități poate fi îmbunătățită. Putem să avem un acces sau le îmbunătățim. Dominatorii. Dominatorii. Dominatorii, să știți că sunt cei mai puternici lideri de pe toată Eneagrama. Deci ei ne domină, că de aia se numesc dominatori. Dar e foarte interesant cu dominatorii ca un călcâia lui Ahile. Deci ei întotdeauna sunt vulnerabili într-un loc și de fapt sunt dominatori și fac atâta de, nu știu cum să vă spun, pe grozavi, așa, adică de la da cu pumnul masă până la țipa, să zicem, ca să impresioneze foarte tare, pentru că de fapt ascund undeva un punct vulnerabil, ca de exemplu o sensibilitate pe ceva. Da. Deci au și ei puncte ascunse. E bine de știut că, de fapt, orice lucru are un, orice om are un punct sensibil, da, indiferent de un călcâie al lui Ahile, să, da, spunem așa. Dominatorii lucrează cu masele, obiectul muncilor sunt masele și în momentul în care nu mai sunt iubiți de mase, au o problemă, în principiu, pentru că, de fapt, feedback-ul acolo este, dar problema care este că când sunt dezechilibrați, vorbesc, pentru că altfel sunt cei care conduc popoare. Dar când sunt dezechilibrați, au o problemă că nu mai le pasă, adică ei nu mai văd că ceilalți
client suferă, merg în cum cred ei că e mai bine, dar să știți că nu-și dau seama de deci ce consideră și ce simt este că fac binele acelui popor. Însă în momentul în care, de exemplu, exagerează, să zicem, adică nu, ego-ul lui este foarte mare, nu se gândesc la ce simt ceilalți. Aici este problema. Deci să zicem că sunt niște persoane foarte bine intenționate, dar nu mai văd lucrul ăsta. Da, că își pierd, ceilalți... da. Își pierd din de fapt din nu ne vedem. Niciunul nu ne vedem, să știți. În schimb, ceilalți văd foarte bine. Noi nu ne vedem. Ar fi bine să avem o oglindă. Da, într-adevăr. Până la urmă, dominatorii sunt genul de persoane care, într-un fel sau altul, se confundă în anumite momente și cu individualiștii. În momentele da. În care pot și simt nevoia să, ca toată atenția să fie... Oricum, sunt de unii singuri. Pentru că nu prea iubește nimeni, știți, adică da. Încercând să fie deasupra tuturor, ca idee. Sau ar putea să iubească altruiștii până la urmă. Ar putea, păi de obicei sunt combinații. Și aici e foarte interesat în familie, pentru că întotdeauna trebuie să știi și ce celălalt și, de fapt, care sunt calitățile și defectele celălalt pentru potențare. E foarte important. Marea majoritate așa sunt și atrași. Deci un dominator întotdeauna nu-și ia o persoană tot un dominator, că ar fi scandal în casă. Vă dați seama care domină mai întâi. Deci trebuie foarte mult talent ca să poți să stea doi dominatori împreună. Deci, de obicei, e un dominator și e o persoană care are nevoie de ajutor. Adică, să zicem, un loial. Un dominator cu un loial e foarte bine, pentru că celălalt loial are nevoie de o persoană puternică, fără ideea nu poate să funcționeze, are nevoie de un sprijin. Sau, de exemplu, un cercetător ia întotdeauna, poate să ia, de exemplu, un cel care reușește că lui neplăcându-i să iese în față, iese celălalt. Știți? Adică e o combinație foarte bună, de exemplu, pentru că ăsta știe foarte multe, celălalt deschide ușile. Adică întotdeauna e foarte interesant. Eu întotdeauna când vin pacienții la mine și ajungem în terapie cu genul ăsta, pot să-și spun și care e recomandarea. Ce ar trebui să-ți iei? De exemplu, un dominator poate ajunge într-o relație, să spunem, cu un individualist? Nu prea poate să ajungă. Sau dacă ajunge, e scântei. E clar că... Pentru că știți de ce? Dacă, cum să zic, eu aș fi individualist și noi aș fi dominator, să zicem, fiecare ar fi centrat pe noi, deci de unde relație? Da, n-ar mai da. Fi loc. Bine, cu o singură condiție. Să fim amândoi în armonie și să fim în situația în care să ne cunoaștem foarte bine și să stopăm când vedem că sărim calul. Dar nu prea se întâmplă lucrul ăsta decât în foarte puține cazuri. Da, iată că am ajuns într-un final și la ultimul tip de personalitate, tipul pacifistului. Da, acesta e pus sus întotdeauna pentru că este și ultimul cumva sau primul. Este prieten cu toată lumea. Este prieten cu toată lumea. Aceste persoane, într-adevăr, sunt cele mai poate într-un fel armonioase. Aici este rolul, locul unde sunt cei mai mulți psihologi. Să știți că majoritatea psihologilor sunt în locul ăsta pentru că sunt persoane care au răbdare, ascultă foarte mult, deci aduc armonie și pace, că de asta și spune acest lucru. Da, în disarmonie acest loc, să știți că este are și el problemuțele lui, în sensul că de fapt aceste persoane vrând mereu armonie, nu le place scandalul. Și atunci, dacă nu le place scandalul, ajung la un moment dat să evite toate situațiile conflictuale sau orice situație care duce la un scandal sau la o problemă. Și cum aproape totul duce la o problemă, ajung să fie foarte comod, să nu mai facă nimic, tocmai de a nu provoca. De exemplu, sunt genul de persoane care, dacă, de exemplu, le-a venit acasă o factură care e neregulă, de exemplu, de la electrica, da, și este eronată, i-au pus ea să plătească de două ori, el niciodată nu se duce să facă scandal. Își trimite doamna. Deci nu merge acea persoană, da. Preferă să dea banii decât să ducă să facă scandal. Deci nu vor circ, nu vor scandal. Sunt genul de persoane, de exemplu, care dacă au o problemă în familie și celălalt l-a înșelat, ca să nu facă circ, preferă să stea cu o persoană care știe că îl înșeală și știe că așa, decât să facă circ unui divorț. Și sacrifică întreaga viață decât să fie puși, expuși cumva în ochii celorlalți. Foarte, foarte interesante tipurile de personalitate. Și armonizat divorțează. Deci... sincer să fiu, da. Pe mine m-a fascinat un singur lucru. Eu spuneați puțin mai devreme că sunt că nu putem avea două tipuri de personalitate. Da. Eu și ca majoritatea considerăm că gemenii au două tipuri de personalitate și o dezvoltă și pe a treia. Eu, sincer să fiu, m-am regăsit în cel puțin două dintre cele nouă pe care le-am... Dar bănuiesc că sunt foarte aproape de entuziaști. Sunt pe lângă.
Nu știu ce să zic încă, nu... Da, se face un test. Când aveți astfel de dubii, se face un test, se numește testul Riso-Hudson. El se găsește, îmi permite să recomand o carte? Da, sigur, sigur. Există o carte pe piață care se găsește la îndemâna fiecăruia, se numește Înțelepciunea Eneagramei și ea se găsește în librării, da, este la editura Mix. Și aici se găsesc toate felurile de ce am vorbit noi în seara asta, adică de personalități, este și testul și vreau să spun că în momentul în care faceți testul, o să vă lămuriți clar ce sunteți, chiar dacă acum aveți o bănuială și da, într-adevăr, lucrurile sunt puțin mai complicate decât am vorbit în seara asta, în sensul că la un moment dat în viață putem să avem niște modalități în care putem să ajungem în alte locuri și poate să fie un sens benefic pentru noi, adică o evoluție a personalității noastre, dar putem în stări de șoc, adică de exemplu în stări proaste ale noastre, ca de exemplu după un divorț sau de exemplu când suntem șomeri sau de exemplu când am pierdut, suntem în faliment, putem să intrăm în niște zone în care este o parte de, a involuției noastre. Și e prea complicat ca să explic aici pentru că mi-ar trebui foarte multe hărți și ca să pot să explic cum este, dar da, într-adevăr, există zone în care vă puteți regăsi. Timpul ne presează, așa că am să vă rog foarte, foarte scurt, dacă se poate, da, să concluzionăm cam cum am putea să ne armonizăm ego-ul. În primul rând trebuie să ne cunoaștem. Consider că marea majoritate a oamenilor nu se cunosc și acest lucru îl poate face, să zicem, un psiholog, dar din păcate nu ne adresăm psihologului și va trebui atunci, pentru că nu avem cultura necesară, consider eu, și pentru că considerăm că dacă mergem la psiholog avem o problemă, dar toți avem o problemă, știți, de fapt. Până la urmă toți suntem puțin psihologi și eu zic că cel mai bine, dacă nu vrem să mergem la psiholog, ar fi bine să ne documentăm și există internet, acum există cărți, după cum am prezentat, în care ar trebui să vedem cam de fapt ce personalități avem și vreau să spun că foarte multe probleme, deci la mine vin problemele cu persoane, de exemplu, care vor să divorțeze în depresii sau persoane care au probleme, deja se îmbolnăvesc și în momentul în care studiem despre personalități, află, de exemplu, de ce că n-ar mai trebui să divorțeze, de fapt, că fiecare are o problemă și uite, ăștia sunt defectele, ăștia sunt calitățile, dacă le armonizăm, lucrurile devin ok. Deci, toți dintre noi ar trebui, de fapt, să facem un proces de autocunoaștere. Deci, eu recomand autocunoașterea pentru acest lucru. Ar fi fost mult, mult mai multe de discutat pe acest subiect, așa cum ați menționat și dumneavoastră puțin mai devreme. Din păcate, timpul alocat emisiunii s-a cam epuizat, așa că vă mulțumesc pentru că ați acceptat să discutăm despre acest subiect și cu siguranță vom mai dezbate și alte subiecte la fel de interesante ca acesta. Până la următoarea ediție de săptămâna viitoare, de vineri, vă doresc o seară plăcută și un weekend cât mai plăcut. La revedere! Bună seara!